Doi muncitori care lucrau la instalarea de decorațiuni pentru sărbători au fost răniți miercuri seară după ce autoplatforma pe care lucrau a căzut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Suceava, la intersecția cu calea Opcinilor, lângă Spitalul Județean. Cei doi erau conștienți și cooperanți și au fost transportați la spital. Nu știu puțin, noi lucram aici la instalația asta și dintr-o dată s-a învățit la acela, nu știu. Ori a fost lovită de mașină, ori ce l-a fost. Nu știu să vă dau mai multe explicații, că eram cu fața încolo. Dintr-o dată s-a dus și colegii erau sus amândoi în acela. Doi erau în acela. Și noi n-am decât o unecată macaraua de pe bordură, atâta. Tu erai la semafor? Eu am plânat. Te-ai văzut cum a făcut în fața casei? De cât o lupinim acara așa câteva dată și-am frânat. Da, ceva s-a întâmplat, dar de unde putem să știm? Tragem în concluzii, dar nu? Concluzii care, cum au zis, auzi, șoferii și omul ăsta de aici, care e cu ei. Cine Dumnezeu știe ce e. Erau doi muncitori pe macara, am înțeles. Înțeles, normal. Oamenii care lucrau, lucrează la... Ne-au instalațiile electrice sau la ce? Voi vă dați seama că punea ceva aici, doar nu veni de dragul florilor. Finish it here.